Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Carolina Voin. Urmărim pentru început principalele subiectele ediției. 16 medici de la Unitatea de Primiri Urgențe Timișoara au ajuns la capătul puterilor. Din cauza lipsei de personal, aceștia sunt nevoiți să îngrijească cel puțin 200 de pacienți în fiecare zi. Județul Timiș înregistrează o premieră națională nedorită. 14 elevi din Jimbolia s-au ales cu dosare penale pentru că și-au falsificat motivările medicale. După ce au refuzat să mai participe la supravegherea bacalaureatului, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin recurge la sprijinul directorilor de școli ca să convingă cadrele didactice să asiste la probele scrise. Județul are doar 200 de dascăli în loc de 800 cât este nevoie. Să salveze vieți într-un sistem de sănătate bolnav. Este menirea medicilor de la secția de primire a urgențelor din cadrul Spitalului Județean Timișoara. Misiune îndeplinită cu sacrificii și multă pasiune. Orele suplimentare neplătite, salariile mici și condițiile de muncă grele i-au trimis pe mulți în străinătate sau la clinicile private. Acum cei 16 medici care îngrijesc zilnic cel puțin 200 de bolnavi au ajuns la capătul puterilor. Suntem un soi de pompieri ai sistemului. Așa se caracterizează medicii de la urgențe care zi de zi salvează viețile a peste 200 de oameni. Chiar dacă au o secție ultra performantă, utilată cu aparatură de 800.000 de dolari, personalul medical lipsește cu desăvârșire. În condițiile în care se muncește foarte mult, în care numărul pacienților este mare, în care trebuie să fii foarte echilibrat, indiferent cât îți impui acest lucru, la un moment dat se ajunge la o anumită limită. Cu 16 medici și 35 de asistente, secția UPU funcționează datorită sacrificiilor pe care cadrele medicale le fac zilnic. Orele suplimentare petrecute la spital s-au transformat în zile. Oboseala se vede pe chipul medicilor, iar recompensele materiale sunt doar o amintire. 26 de ore pe lună, la 7 ore pe zi cât lucrează un medic, practic este undeva echivalentul a 4 zile de muncă pe care le facem suplimentar și neplătit în folosul comunității. Posturile sunt blocate, presiunea este foarte mare pe noi, atât pe personalul medical cât și pe personalul mediu și auxiliar. Obosiți suntem, acum căderi nu au fost, dar suntem la limită. Au ajuns în această situație și pentru că mulți medici și asistente au plecat să lucreze în spitalele private pentru un salariu decent. Singurul loc în care pot să fac să câștigi un ban este mediul privat, deși în unele cazuri este un soi de prostituție intelectuală, adică nu sunt folosiți la adevărata valoare. Știu și pacienții câte sacrificii fac medicii pentru ca un sistem plin de lipsuri să funcționeze. Cu toate că nu sunt plătiți, că trebuie, totuși își fac treaba, am fost primit bine. UPU în Timișoara totuși funcționează bine. Să dau bani în alte părți unde nu merită și ăștia, chiar care merită, nu primesc, n-au salariile decente. Atât timp cât posturile din sănătate sunt blocate, medicina de urgență are de suferit. Unitatea de primiri urgențe din Timișoara ar mai avea nevoie de cel puțin 5 medici și 15 asistente. Ca să funcționeze normal, are însă nevoie de aprobări de angajare de la Ministerul Sănătății, aprobări care se lasă însă așteptate. Câți medici au plecat în ultimii 5 ani din cadrul secției de urgențe a Spitalului Județean din Timișoara, ne spune corespondentul Analog TV, Manuela Strinu. Bună seara, Manuela! Bun găsit! 9 medici au plecat în ultimii 5 ani din secția UPU. Dintre aceștia, 6 au ales să profeseze în străinătate, iar ceilalți s-au îndreptat către clinicile private, în detrimentul locurilor de muncă de la stat. Situația este similară în cazul personalului medical. 10 asistente au decis să părăsească sistemul pentru a lucra în alte domenii în care câștigurile sunt mult mai mari. Manuela, cât câștigă medicii în mediul privat sau chiar peste hotare? Salariul unui medic în străinătate ajunge la aproximativ 5.000 de euro lunar, în vreme ce doctorii câștigă la noi aproximativ 3.000 de lei într-o lună. În același timp, salariile din mediul privat sunt mult mai mari, medicii care lucrează în clinicile private ajungând să câștige și cu aproximativ 1.500 de lei mai mult față de sistemul de stat.
Manuela Strină, mulțumesc pentru informații. Județul Timiș înregistrează o premieră națională nedorită. Primii școlari din România pedepsiți cu dosare penale pentru că au chiulit. 14 elevi de la grupul școlar Mihai Eminescu din Jimbolii au fost cercetați și acuzați de polițiști de fals și uz de fals după ce, timp îndelungat, tinerii și-au fabricat motivări pentru a acoperi săptămâni întregi în care nu au dat pe la școală. Cei 14 elevi ai grupului școlar din Jimbolii au ajuns să fie cercetați de polițiști după ce au venit la școală cu motivări false. Ele erau confecționate cu ajutorul unor imprimante moderne. Elevii au făcut și bani de pe urma falsurilor după ce le-au vândut motivările colegilor. Oamenii legii au fost nevoiți să verifice sute de motivări. În total, cei 14 elevi au lipsit 910 zile de la școală. În medie, fiecare elev a lipsit 3 luni de la cursuri. În cauza au fost întocmite 11 dosare penale în care au fost cercetați 14 elevi pentru comiterea infracțiunilor de fals și uz de fals. În toate aceste dosare a fost dată soluție penală, respectiv neînceperea unui penal și scoatere de sub urmărire penală. Acest lucru i-a scăpat pe elevi de închisoare, dar faptul că au fost cercetați pentru fals și uz de fals va apărea în cazierul lor. Polițiștii din Jimbolii au avut nevoie de un an de zile pentru a finaliza această anchetă, întrucât ei au vrut să discute și cu medicii a căror parafă era aplicată pe motivări. Oamenii legii au descoperit că până și doctorii erau inventați de elevi. Faptul că 11 elevi au acum cazierul pătat i-a uimit pe șefii Inspectoratului Școlar Timiș. Nici conducerea grupului școlar Mihai Eminescu din Jimbolii, acolo unde studiau elevii, nu este indiferentă față de dosarele penale întocmite elevilor. Am luat decizia să verificăm mai atent și periodic motivările medicale emise de medicii de familie. Le dăm mai multă atenție, sunt înregistrate la Registrul Unic de Intrări-Ieșiri Documente, sunt preluate de secretariat, sunt direcționate apoi către profesorii diriginți care operează în catalog. Doar în lunile februarie și martie, liceenii timișeni au adunat peste 1 milion de absențe motivate și nemotivate. În piețele din Timișoara, tarabele sunt pline cu fructe și legume autohtone, iar cele mai multe produse sunt acum mai ieftine față de luna mai. Prețuri și comparații imediat la știri. Nu a reușit să-i convingă pe dascăli, așa că îi roagă pe șefilor direcți să mai facă o încercare. Așa s-a gândit Inspectoratul Școlar din Caraș-Severin că va rezolva problema supraveghetorilor de la examenul de bacalaureat. Conducerea ISJ le-a cerut directorilor de licee să desemneze un dascăl la fiecare grupă de 7 evaluați. Grădinițele vor trimite și ele în examen cel puțin 3 supraveghetori pe unitate. O ședință fulger a fost organizată astăzi la ISJ Caraș-Severin. Întâlnirea a adunat la un loc în jur de 100 de directori de unități de învățământ. Inspectorul general le-a cerut sprijinul pentru ca, împreună, să elimine riscul ca în ziua examenului clasele să fie pline de elevi, dar lipsite de profesori care să-i supravegheze. Veți fi datori, ca directori, dar cum datori, vă rog, nu că vă impun imperativ, să asigurați pentru elevii care trimiteți în BAC un număr minim de supraveghetori. Problema este ca și rezolvată, cred directorii, care se îndoiesc că vor fi refuzați de colegilor dascăli. Nu se poate asigura supravegherea cu cadre didactice aduse din alt județ sau eu știu cu persoane care nu au nicio legătură cu... Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și a supravegherii. Acum nu este chiar numărul solicitat, dar colegii mai au timp să se înscrie și am semnale pozitive de la ei. Am acoperit cam jumătate la prima opțiune a profesorilor. Mi se pare o idee bună și încercăm să o punem în practică. Sper să reușim ca de altfel cum am reușit și anul trecut. Directorii unităților de învățământ au la dispoziție 7 zile pentru a completa lista de supraveghetori. Inspectoratul Școlar Caraș-Severin anunța ieri că a găsit doar 200 din cele 800 de cadre didactice care ar trebui să stea cu ochii pe elevi în ziua examenului. Puținele ploi care au căzut în Timiș în ultima lună au fost numai bune pentru culturile din județ. Precipitațiile nu au fost abundente, așa că nu au afectat recoltele. În piețele din Timișoara, tarabele sunt pline cu legume și fructe autohtone, iar cele mai multe produse se găsesc acum la prețuri mai mici față de luna mai. Scăderi de preț semnificative întâlnim la cartofi, care sunt acum de 3 ori mai ieftini. Mai scumpe sunt roșiile și ardeii, care costă acum și cu 2 lei mai mult. În ceea ce privește fructele, cumpărătorii le găsesc pe tarabe la prețuri mai mici comparativ cu luna trecută. Încep să mai scadă prețurile la caise și la fructe, în schimb la mere s-au urcat prețurile. Tot așa e, tot așa e ca și înainte. Nu prea a crescut, că dacă nu merge piața, prețurile au luat-o cam la vale. Uitați ce paine, uitați! Fasolea așa se caută, uitați!
Chiar dacă produsele sunt mai ieftine decât în urmă cu o lună, timișorenii tot nu își permit să se întoarcă acasă de la piață cu sacoșele pline. Raportate la veniturile lor, prețurile rămân în continuare piperate. Tot cam mari prețurile. Prețurile tot mari. Așa mi se par mie. Crescut foarte mult. Chiar dacă în ultima lună ploile nu au ocolit județul Timiș, precipitațiile nu au afectat recoltele, o confirmă specialiștii. Fenomene deosebite la ultimele ploi nu am avut. Nu s-a semnalat grindină sau furtuni puternice ca să distrugă culturile de legume, așa și prețurile au mers în jos. Pe tarabă, în piață, marfă este din belșug. Este și motivul pentru care comercianții au mai umblat la prețuri de teamă să nu rămână cu produsele nevândute. 10 elevi din Timișoara au devenit vicecampionii naționali la cricket pentru juniori. Cum au obținut performanța într-un sport mai puțin cunoscut în România, pe care îl practică doar de un an, vedem imediat la știri. Candidații la fotoliul de primar al Timișoarei s-au întâlnit astăzi cu mediul academic. Asta pentru a dezbate proiectele pe care le au pentru cei aproape 50.000 de studenți care învață în oraș, dar și pentru cele mai importante universități din vestul țării. Discuțiile au trecut însă rapid în sfera politicului și s-au transformat în contre de campanie. Independent sau nu, situația unui candidat a încins discuțiile care ar fi trebuit să se încadreze în sfera educației. Mi se pare absolut penibil să vii să spui că ești independent, dar te retragi în favoarea unui candidat, domnul Struțo Cămile, USL. Dumneavoastră, ca unde părea, ești sprijinit acum. L-am sprijinit pentru stabilitatea țării. Ești sprijinit acum. Nu, l-am sprijinit numai cu votul. Alo, deci dați-mi voie. Dumneavoastră spuneți că eu sunt independent, eu fac ce vor mușchii mei. Dumneavoastră, un EPR-ul, sprijiniți guvernul USR-ul. Momente de genul, copiii spun lucruri trăznite care sunt păles în fața unor candidați. Discuțiile despre educație nu au ocupat mai mult de un sfert din spațiul alocat dezbaterii. Candidații s-au reaprins când a venit vorba de patrimoniul orașului și de posibilitățile de promovare a Timișoarei. Vii la Timișoara, stai la hotel, îți faci, îți pui silicoană sau îți faci dantura, vii la Timișoara, vizitezi parcul de distracții și faci... Asta este un viitor. Puterea care este dată autorității locale de către lege este slabă și asta trebuie să se schimbe și dacă o să discutăm în permanență și nu o să mergem la cauze și o să discutăm efecte, nu o să rezolvăm nimic. Organizatorii dezbaterii s-au declarat totuși mulțumiți de candidați cu care au decis să semneze un protocol de colaborare. Dorim într-un mod ferm să arătăm comunității orașului Timișoara și să arătăm de fapt decidenților în orașul Timișoara, primăriei, că existăm. Universitarii au propus să organizeze întâlniri cu viitorul primar cel puțin o dată la 6 luni. Au început să joace cricket în urmă cu 2 ani din curiozitate și au continuat din plăcere. Au rămas la școală peste program pentru antrenamente, iar efortul le-a fost răsplătit. Vorbim despre 10 elevi de la școala generală numărul 25 din Timișoara, care au devenit vicecampioni naționali la cricket pentru juniori. Astăzi, campionii timișoreni au fost premiați pentru performanța obținută într-un sport mai puțin cunoscut în România. La anul sunt hotărâți să câștige campionatul național de cricket. Prima oară nu mi-a plăcut, după aia a început să placă sportul și am continuat să joc. Am jucat bine, am ajuns la echipă, sunt foarte fericit că am luat locul 2. Acest titlu înseamnă foarte multe, am putut să-i demonstrez părinților mei că nu numai un sport pot să practic, ci și mai multe. Mi-am dat seama că în acest sport fetele sunt egale cu băieții și este foarte interesant. A trecut abia un an de când cei 10 elevi au pus pentru prima oară mâna pe o crosă de cricket. Cu 40 de zile înainte de campionatul național s-au pregătit intens, așa că au reușit să obțină locul 2. De acum elevii vor participa și la alte concursuri. 10 elevi o să meargă și o să reprezinte județul atât în campionatele naționale și internaționale de cricket profesional de under 16, adică copii sub 16 ani. Conducerea școlii generale 25 din Timișoara are acum confirmarea certă că a făcut un lucru bun atunci când a introdus cricketul ca sport auxiliar. Cricketul vine ca o mânușă pentru elevii noștri, ca o alternativă la statul prea mult la calculator, alternativă împotriva consumului de droguri, alternativă împotriva violenței juvenile. Crichetul a intrat greu în școlile din Timișoara, dar acum se practică în 11 unități de învățământ din oraș. Sportul a fost promovat prin inspectoratul școlar,
în primul rând. Și în acest an am avut alături de noi o asociație profesionistă de cricket, asociația Lions Club Cricket din Timișoara, care a ajutat ca prin voluntari să ajungă materialul informativ. Momentan, doar elevii din Timișoara, București și Cluj fac parte din categoria de juniori a acestui sport. Cricketul va fi introdus însă și în școli din Constanța și Iași. Au fost simpli muncitori peste hotare, iar acum au afaceri de succes în România. Cum au ajuns timișorenii propriilor șefi, aflați în câteva minute. Există o piață în care criza nu se simte, o piață în care tranzacțiile curg, iar creativitatea naște oferte care aduc profituri consistente, chiar dacă directorii generali nu au depășit vârsta majoratului. Pentru 3 zile, Timișoara s-a transformat într-un adevărat Wall Street al juniorilor, în care peste 70 de firme de exercițiu din țară și străinătate încheie contracte importante. Au pariat pe încălțămintea de calitate, iar acum vor ca toată lumea să le cunoască produsele. La târgul firmelor de exercițiu din Timișoara, directorii de la New Style au primit o ofertă de nerefuzat, astfel că au semnat, fără să stea pe gânduri, un contract de aproape 900 de euro cu managerii de la Evidence. Voi putea avea programe de publicitate în intervalul 12-14. Orice firmă are nevoie de publicitate și ofertele noastre le permit să facă publicitate oricând. Sunt tăiate facturi, se taie chitanțe, se încheie contracte între firmele de exercițiu, toate activitățile specifice unei firme reale. Fie că s-au lansat în afaceri în construcții, turism sau alimentație, elevii și-au luat în serios funcțiile de manager, director de resurse umane sau specialiști în comunicare. Unii storc profitul dintr-o lămâie sau portocală. Încercăm să cucerim piața cu noile noastre produse sănătoase, 100% naturale, și care să-i revigoreze pe clienți după o zi grea de muncă. Alții numără zeci de clienți în domeniul amenajărilor interioare, chiar dacă piața imobiliară e încă blocată. Putem să luăm toată camera de la zero. De exemplu, în baie putem să punem și faianță și gresie, plus toate utilitățile. Nici cei care pun la punct evenimente majore nu se lasă mai prejos. Organizează căsătorii pentru o zi, pentru ca apoi să se ocupe de toate detaliile care țin de ziua cea mare. E o cerere foarte mare pe piață și e chiar profitabilă. Am crescut în procent cu 20%, ce ne bucurăm. Anul ăsta sperăm să creștem mult mai mult. La Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu din Timișoara, organizat de Colegiul Economic, participă 170 de elevi. Toate costurile necesare activităților sunt acoperite prin fonduri europene. Pleacă peste hotare și se întorc cu idei de afaceri. Timișorenii, inspirați de străini și de locurile pe unde au lucrat, au pus pe picioare business-uri cu banii câștigați peste graniță. Au deschis restaurante, magazine și au înființat ateliere în care realizează tot felul de produse. Așa se face că din simpli muncitori au ajuns adevărați întreprinzători și își vând acum marfa la scară largă. Sushi este o mâncare bazată pe orez. Este un orez japonez care se asamblează în diverse forme. Avem o rulată și crevete. Bogdan Popescu este de profesie informatician. În 2005 a plecat în străinătate. A renunțat la meseria de bază și, pasionat fiind de gastronomia japoneză, a petrecut 4 ani în bucătăriile din Germania și Austria, pe lângă specialiști care l-au învățat să gătească mâncare asiatică. Acum 4 ani s-a întors în țară și cu banii adunați a reușit să deschidă un restaurant cu specific asiatic. Am gătit și am gătit local mult timp mâncare japoneză înainte să mă duc să caut maestri autentici. Mi se pare foarte important să gătim autentic și cu ingrediente autentice și asta nu poți învăța decât de la un japonez. Nicolae Colhon este un alt timișorean care, după ce a lucrat 5 ani peste hotare, a revenit acasă cu o idee de afacere ce îi aduce acum câștiguri însemnate. În parteneriat cu o firmă din Austria, omul aduce în țară produse care reduc timpul dedicat călcatului, dar și factura de curent electric. Livrează într-o lună chiar și 1000 de bucăți. Se spreață de la 20-30 de centimetri per tricou, cămașă. Anestezit.
eram român și cei din Austria erau interesați să deschidă această afacere și în România. În momentul în care am constatat că e ceva unic, un produs care intră pe o piață nouă, m-am gândit că ar fi bine să începem această afacere în România. Rețeta succesului pentru cei doi este simplă: pasiunea, dar și identificarea unei piețe neacoperite încă pe plan local. Așa cum v-a obișnuit în fiecare seară de joi, Adrian Cojocaru începe la ora 22 emisiunea Joia Sportivă. Ca să aflăm tema acestei seri, l-am invitat alături de noi. Bună seara, Adrian! Bună seara, Carolina! Putem să spunem oficial că la Timișoara s-au schimbat polii, în sensul că basketul, începând de weekendul trecut, este oficial cel mai popular sport din oraș, dacă e să vorbim sau cel mai de succes sport din oraș, a devenit sportul principal, pentru că weekendul trecut BC Timba a promovat în divizia de basket masculin, așa că din toamnă vom avea două echipe, în plus fetele de la CSSB au cucerit trei titluri naționale de juniori. Noi vom avea în platou însă pe cei de la Timba, e o promovare istorică pentru ei. Bogdan Murărescu, antrenorul, și Sebastian Răducanu, managerul echipei, vor fi aici în platou. Au planuri mari și de la anul va fi un duel interesant între Leii din Banat și Urșii din Banat. Totul însă va fi din 1 octombrie. Vom vorbi despre planurile lor. Cu siguranță își doresc să-și întărească echipa. Vor rămâne însă și foarte mulți jucători actuali. Au planuri mari, spuneam, și să sperăm că vom avea două echipe de succes de la anul în Liga Națională de Basket. Mai multe aflăm însă de la 22:30 la Joia Sportivă. Îți mulțumesc foarte mult, Adrian Cojocaru a fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu Analog TV. După publicitate, revenim cu știri din sport. Poli e în moarte clinică, iar viitorul clubului e sumbru. Se caută soluții, iar o mână de ajutor ar putea veni de la foștii jucători ai clubului. Paul Codrea sau Cosmin Contra și-au anunțat disponibilitatea de a se implica la Poli, dar cu o condiție: ca Marian Iancu să renunțe la orice contact cu echipa de pe Bega. Era vorba doar dacă pleca domnul Iancu și lăsa situația clară. În momentul ăsta domnul Iancu încă este la echipă, situația e neclară, deci e imposibil să vină cineva. Dacă pleacă domnul Iancu, crezi că s-ar putea relua discuția respectivă? Depinde de autorități. Dacă ele ne contactează și vor să facem ceva, cu siguranță că noi o să fim disponibili la orice fel de discuții. Codrea nu vede cu ochii buni situația actuală. Nu știu la ce să mă aștept, decât la ce mai rău pentru Poli, din păcate. Da, una singură, faliment. Din păcate, cred că asta e singura soluție, pentru că e imposibil ca cineva să preia echipa în condițiile actuale, cu datorile care sunt. Fostul internațional nu are nici el o situație prea bună. Legitimat la Siena, Codrea a stat mai mult pe tușă în ultimul sezon din Italia. Poli a început campanie de transferuri pentru sezonul viitor. Alvioleții sunt deciși să joace în cupele europene și au semnat deja cu doi jucători importanți. Interul Andrei Grasu s-a întors la Timișoara după două sezoane petrecute la Universitatea Cluj. Bănățenii au mai semnat un contract valabil 2 ani și cu Marius Vasile, tot Inter de la Dinamo Călăraș, iar acum sunt în căutarea unui portar. Sunt jucători în care ne punem speranțe că ne vor ajuta la încadrarea în obiectiv pentru viitorul an competițional, calificarea în cupele europene, a spus noul președinte executiv Silviu Doboși, cel care l-a înlocuit în funcție pe rectorul Politehnicii Aurel Șerban. Și staful tehnic a suferit modificări. Uwe Bittenbinden a plecat în Elveția și a fost înlocuit pe postul de antrenor secund de Dan Dumitru. Timișorenii au reușit să-i păstreze la echipă pe jucătorii importanți, cărora le expiră contractele în această vară. Frații Ignat, Mrachici și Băiceanu au semnat angajamente noi, iar următorul pe listă este Fenici, care e în cantonament cu echipa națională. În schimb, Poli s-a despărțit de Lalici, Ursut, Caciuc și Hagiu. Juniorii C ai lui Poli s-au calificat în faza semifinală a campionatului național de fotbal după ce au câștigat disputa cu CSS Caransebeș. Alvioleții și-au asigurat accesul în penultimul act cu un meci înaintea finalului turneului zonal, chiar dacă au evoluat împotriva unor echipe formate din jucători cu un an mai mari. Elevii lui Sorin Vlaicu au câștigat și al doilea meci al competiției de la Timișoara cu același scor, 3-1, și după un scenariu similar celui din primul joc cu Atletico Arad. Gugulanii au deschis scorul, dar Simionov și Vâlceanu au întors rezultatul până la pauză. Dragomir a închis tabela în minutele de prelungire, iar Poli e calificată la turneul final de la Drobeta, Turnul Severin, indiferent de rezultatul ultimului meci de vineri cu Primavera Deva.
Trofeul Tamashi, competiție ce reunește mai multe stiluri de arte marțiale, revine duminică la Timișoara. Sala Olimpia găzduiește ediția 5-a a galei, care a devenit deja tradiție în Timișoara. Se va lupta pe ring în mijlocul sălii Olimpia. Pe margine vor fi două tatami, se va lupta karate pe un tatami de dimineața și până spre seară și pe celălalt va fi MMA, pancration și probabil kickbox-ul, care se luptă pe tatami, adică light contact și semi-contact. Gala începe încă de dimineață, iar seara se vor stabili învingătorii. De la 10 dimineața și până spre seară vor fi calificările, după care va urma o mică gală spre seară unde vor fi cei mai buni. Trofeul Tamashi este un criteriu de calificare pentru gala Luptă Timișoara, care va avea loc în toamnă. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Revedem înainte de final principalele știri pe scurt. 16 medici de la Unitatea de Primiri Urgențe Timișoara au ajuns la capătul puterilor. Din cauza lipsei de personal, aceștia sunt nevoiți să îngrijească cel puțin 200 de pacienți în fiecare zi. Județul Timiș înregistrează o premieră națională nedorită. 14 elevi din Jimbolia s-au ales cu dosare penale pentru că și-au falsificat motivările medicale. După ce au refuzat să mai participe la supravegherea bacalaureatului, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin recurge la sprijinul directorilor de școli ca să convingă cadrele didactice să asiste la probele scrise. Județul are doar 200 de dascăli în loc de 800 cât este nevoie. Puteți revedea știrile noastre pe pagina de internet analogtv.ro. Iar dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile sau fotografiile surprinse pe adresa știrea@analogtv.ro sau sunați la numărul de telefon 0256-200-203. Un reporter Analog TV va prelua apelurile dumneavoastră. Sunt Carolina Voin, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Vremea va fi caldă pentru această perioadă. Vântul va sufla de la slab la moderat din sud cu unele intensificări la munte, dar iată pe larg datele meteo. În județul Arad, la noapte, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil. Izolat în Crișana vor fi averse slabe însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat din sud. Minima nopții va fi de 13 grade Celsius la Arad și 18 la Șiria. Mâine vremea va continua să se încălzească, devenind caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil. În cursul după-amiezii, izolat în Crișana, se vor semnala averse și descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat din sud. Temperaturile maxime vor fi de 28 de grade Celsius la Șiria și 31 la Arad. În Caraș-Severin, la noapte, vreme frumoasă, cer variabil și vânt moderat din sud. Minimele vor fi de 12 grade Celsius la Caransebeș, 13 în stațiunea Băile Herculane și Reșița și 17 în Oravița. Mâine vremea va continua să se încălzească. Vântul va sufla de la slab la moderat din sud cu unele intensificări la munte. Maximele vor fi de 30 de grade Celsius în Caransebeș, Oravița și Reșița și 31 în stațiunea Băile Herculane. Și timișenii o parte la noapte de vreme frumoasă cu cer variabil. Vântul va sufla de la slab la moderat din sud. Minimele vor fi de 13 grade Celsius în Lugoș, 14 la Sâniculau Mare, Jimbolia și Timișoara. Mâine vreme caldă și vânt de la slab la moderat din sud. Maximele vor fi de 30 de grade Celsius la Lugoș, 31 la Jimbolia și Sâniculau Mare și 32 la Timișoara. În Timișoara la noapte vreme frumoasă și o minimă termică de 14 grade Celsius. Mâine vremea va fi caldă, iar vântul va sufla de la slab la moderat din sector sudic. Maxima zilei va fi de 32 de grade Celsius. Sâmbătă vremea va fi călduroasă și va deveni instabilă. Cerul variabil va prezenta înnorări mai accentuate spre seară și noaptea, când local, îndeosebi în Crișana și la munte, se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi condiții de grindină și cantități de precipitații mai însemnate, mai ales în Crișana și la munte. Vântul va sufla de la slab la moderat din sud. Temperaturile minime vor fi de 19 grade Celsius în județele Timiș și Arad și 20 în Caraș-Severin, iar maximele vor fi de 32 de grade Celsius în Caraș-Severin și 34 în Timiș și Arad.
Duminică vremea se menține călduroasă și va fi în general instabilă. Cerul va fi temporar noros. Local, în cursul zilei și pe arii extinse în cursul nopții se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, care izolat pot lua aspect de vijelie. Vântul va sufla de la slab la moderat din sud-vest cu intensificări la munte. Minimele vor fi de 18 grade Celsius în județul Timiș, 19 în Arad și 20 în Caraș-Severin, iar temperaturile maxime vor fi de 33 în județele Timiș și Arad și 34 în Caraș-Severin.